Fero, iubim apa. Bun găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi vom cunoaște pe Doina Todea, medic primar pneumolog și profesor universitar. Bine v-am găsit, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și eu mulțumesc pentru invitație. Și mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră în cabinet. Deși aveți un program foarte solicitant, spuneți-ne cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră. Cum e viața unui medic pneumolog? Viața unui medic este în general, sau viața, o zi din viața unui medic este în general destul de plină, să spun așa, cu foarte multe provocări, cu foarte multe lucruri care pot să intervină fără să-ți dai seama. În sensul, dacă e să o luăm așa de dimineață, cum s-ar spune că viața începe de dimineață, ajungi la servici și toate lucrurile, nu știi ce te așteaptă, sunt foarte mulți pacienți. Cât de devreme ajungi? De obicei ajung înainte de 8, pe la 7 și un sfert, 7 și 20. În acest interval între 7 și un sfert, 7 și 20 până la 8, când începe raportul de gardă, întotdeauna am discuție cu asistenta șefă pentru a vedea ce s-a întâmplat în ziua precedentă, cum sunt bolnavii, ce s-a făcut, cum s-au simțit. Sunt lucruri pe care un șef de secție trebuie să le cunoască pentru a manageria în continuare ceea ce se întâmplă în ziua respectivă. Dar mă gândesc că și un șef de secție are timp de tabieturile de dimineață, o cafea. Așa este. Unde se bea cafeaua, la birou sau acasă? La birou. Întotdeauna dimineața se începe cu bine meritata cafea, care este foarte bună. De obicei îmi place cafeaua mai lungă, aceea stil american, mai puțin cea italiană foarte tare, și de dimineața până la prânz încerc să beau, să o savurez. Îmi place să beau cafea și face parte din dimineața mea în fiecare zi. De ce? Pentru că de obicei beau o singură cafea. Am văzut că dacă beau mai mult de una, deja am probleme cu odihna mea din timpul nopții și atunci prefer una. Și e suficient o cafea, să vă dea energie. E suficient, așa sunt obișnuită și îmi face plăcere și o beau cu plăcere. Să continuăm această idee. Avem raportul de gardă la 8 dimineața, un raport în care de asemenea se dezbate tot ceea ce s-a internat, toate problemele legate de spital de data aceasta, după care ne reîntoarcem în cabinet și începem de fapt activitatea propriu-zisă cu consultații, cu ceea ce înseamnă pacienții, cu problemele lor, cu externările, ce examinări trebuie să fac în ziua respectivă, cum a decurs medicația, dacă au avut probleme. Deci tot practic ceea ce înseamnă relația aceasta dintre medic și pacient. Pentru că, apropo de ce înseamnă medic, și vă spuneam, viața de medic nu este ușoară, este uneori chiar grea, aș putea spune, pentru că pacienții sunt de toate felurile, cu toate bolile, altfel spus, foarte multe boli, patologia aceasta respiratorie este diversă și atunci, întotdeauna când un pacient îți ajunge în cabinet, dorește să afle foarte multe despre boala lui, dorește un diagnostic și în același timp și un tratament. Menirea unui medic este tocmai în acest sens, să răspundă cerințelor pacientului respectiv care vine să consulte un medic. Mi se întâmplă ca și după orele de program să fiți sunată? Da, de multe ori. Viața noastră de medic nu începe la 8, nu se termină la 2, la 3. A fi medic înseamnă a fi zi de zi, oră de oră. Și să știți că atunci când pleci de la clinică, nu înseamnă că în gândurile tale practic s-a terminat problema
legată de spital, de pacienți. Dar când reușiți să vă detașați? Când intrați în casă, reușiți să lăsați în urmă problemele zilei? Da, e bine și să încerci să te detașezi, pentru că ai și tu viață și tu ești om ca medic, ești și tu om, ai nevoile tale, ai problemele tale cu familia, cu prietenii, sunt alte lucruri și atunci este bine să încerci să te detașezi și este chiar foarte bine să o realizezi, să realizezi acest lucru. Deși dacă mi-amintesc în decursul vieții, pentru că toate acestea vin în timp, chiar când am început, eram mai tânără, fără experiență, nu mă prea puteam detașa de aceste lucruri, mă măcinau gândurile pacienților, problemele de diagnostic, cum se simt, dar încetul cu încetul capeți o experiență și până la urmă toate lucrurile acestea trebuie îmbinate. În viața de zi cu zi, în viața unui medic, trebuie să îmbini viața cu pacienții, viața de familie și în plus, noi ca și cadre didactice, pentru că avem și acest lucru, este și aceasta o mare problemă în viața unui cadru universitar, în sensul că îți alocă o foarte mare, un foarte mare timp, un timp pentru această problemă. Viața cu studenții este nemaipomenită. Viața de cadru didactic mie îmi place foarte, foarte mult. Care parte vă place cel mai mult? Să fiți la catedră, să fiți printre ei? Sinceră, la această întrebare aș putea răspunde amândouă sau toate trei problemele din viața mea îmi plac în aceeași măsură. Și medic, și cadru didactic, și soție, mamă sau cum este de fapt. Sunt amândouă lucruri pentru care am pornit în viața aceasta. Am pornit să fiu medic. Dar ce a venit prima dată? Familia sau cariera? Poate o să rămâneți surprins, dar în primii ani au fost foarte mult, m-am axat foarte mult pe carieră. Pentru că toate aceste lucruri, a ajunge medic primar, a ajunge profesor, necesită foarte mult timp și foarte multă muncă. Trebuie să renunți la multe, poate, lucruri frumoase pe care le-ai face și, de fapt, renunți la ele pentru că îți dorești ceva. În tinerețe ați renunțat, mă gândesc, la timpul liber, la anumite ieșiri, călătorii. Foarte mult, categoric, foarte multe călătorii, așa cum spuneți, foarte multe vacanțe în perioada tinereții le-am înlocuit, să-i spun așa, cu studiu individual. Cu toată lumea știe, a fi cadru universitar înseamnă articole, înseamnă proiecte, înseamnă a citi foarte mult, pe lângă, pentru că ceea ce înseamnă cadru universitar nu e un simplu lucru, să te duci la catedră, să-ți expui cursul și să fie gata. Nu. În spatele acestui curs, ori de câte ori, chiar și la această vârstă, să știți că îmi pregătesc de fiecare dată un curs. Întotdeauna, dacă am în ziua următoare cursul, încerc să mai citesc, să văd ce sunt noutăți, care sunt noutățile, pentru că așa cum viața aceasta merge în continuă schimbare și lucrurile în știință se întâmplă și se modifică foarte repede, și atunci încerc și pacienților mei să le ofer aceste noutăți, ținând cont de cursul respectiv. Dacă vă uitați la studenții dumneavoastră, vă regăsiți în ei? Dacă vă amintiți de studenția dumneavoastră, cum era? E așa o diferență mare între... Vorbim de două perioade diferite. Eu am parcurs toți anii mei de studenție în vechea epocă. Acolo lucrurile erau, îmi amintesc, poate mai multă disciplină, poate eram, cumva mă simțeam obligată, trebuia să merg la cursuri, învățam foarte mult. Mai era un lucru, întotdeauna când aveam un curs, ajungeam acasă și îl repetam, îl reciteam, făceam notițe pentru că mi-erau în memorie atunci recente
Și toate aceste, în fiecare zi după curs, îmi citeam aceste lucruri, iar în sesiune, spre deosebire de alte lucruri care se întâmplă foarte mult, am văzut acum că se citește în sesiune, deci foarte mult. Deci dumneavoastră nu ați îngrășat porcul în ajune, cum da, să spune. Ca să fiu, da, citeam și, bine, repetam, puneam la punct, le sedimentam, cum se spunea, aceste lucruri le sedimentam în sesiune. Așa, poate o conștiinciozitate din partea mea, așa am fost educată. Părinții mei au fost dascăli o viață întreagă, provin dintr-o familie de profesori preuniversitari, au fost ai mei, profesori de biologie, și poate așa am fost educată în această direcție, să spun. La noi în familie se discutau tot timpul probleme de biologie, de lucruri care, nu știu dacă vă mai amintiți sau dacă știți de acea emisiune pe vremurile de altă dată, Teleenciclopedia. Era Teleenciclopedia sâmbăta și noi ca și copii, eu și fratele meu, era obligatoriu să mergem să ne uităm la televizor și erau acele emisiuni științifice foarte frumoase, cu scafandri, cu coral foarte mult, călătoriile lui Jacques Cousteau. Îmi amintesc, mie mi-au plăcut. Deci v-au plăcut, n-ați stat de obligație, că v-au impus părinții. Nu, era o plăcere și discutam pe marginea acestor lucruri care le vedem, acestor emisiuni, și așa am crescut cu un drag, să-i spun așa, în primul rând de natură. În copilărie mi-amintesc că am făcut două lucruri care, sincer, le mai am. Pe de o parte este ierbarul. Eram în școală și trebuia să adunăm plante, să le presăm, să se deshidrateze și să le punem, să facem acel ierbar. Iar pe de altă parte, țin minte că adunam fluturi, mergeam pe câmpuri, îmi făcusem o plasă și făceam la orele de biologie și împlântam într-un carton acei fluturi, făceam, deci cu plantele și cu acei fluturi ne făceam lucrurile care țineau de copilăria respectivă. Așa era în clasele 5-8 la biologie. În Alba ați crescut, în oraș? Nu în Alba, în județul Alba. Eu m-am născut în Câmpeni. Este un oraș frumos în Munții Apuseni și mă bucur că sunt moață, mă mândresc cu acest lucru și vreau să vă spun că am avut o copilărie foarte frumoasă. Mersul pe dealuri. Îmi pot imagina, în natură. În natură. A fost pentru mine întotdeauna drumețiile pe care le făceam în natură, cu părinții, cu prietenii, copiii fiind la joacă, mergeam tot timpul pe dealuri. Așa am început în zona aceea, zona de munte, copilăria, iarna, mi-am petrecut-o făcând acest sport, sportul schi. Era un lucru pe care îl puteai face în Câmpeni, în orașul unde m-am născut și unde am crescut, și am făcut chiar acest sport de performanță, schi. Am fost performeră, la un moment dat am și... Ați participat la concursuri? Categoric am și participat, zona noastră participa la toate concursurile regionale, concursurile naționale, am și fost la un moment dat vicecampioană. Deci sunt lucruri care pot să spun că mi-au umplut viața. O tinerețe frumoasă. O tinerețe frumoasă. Mi-amintesc, mergeam și la mare, ne plăcea să mergem la mare, noi fiind la munte tot timpul, acolo unde era, nu era întotdeauna foarte cald, chiar și vara, și așteptam să mergem și la mare. Era vacanța de vară, îmi amintesc, întotdeauna o așteptam cu mare drag ca să mergem la mare. Cu era toată familia cu sau toată, cu școala? Cu toată familia. Întotdeauna mergeam cu părinții, toți patru de fapt, și cu prieteni, bineînțeles, dar părinții mei ne duceau. Era întotdeauna ceva frumos. Știam că vine vara, vacanța de vară, vacanța mare, și atunci ne pregăteam să mergem la mare.
Da, sunt lucruri care mi le amintesc cu deosebită plăcere și cu drag, ținând cont de ceea ce am avut în copilărie. Și cărțile copilăriei care erau? Aventuri? Citeam cărți de aventuri, dar și de dragoste. Eram, ni le împrumutam una de la cealaltă colegă, prietene. Și în vacanță citeam foarte mult. Vacanța de vară, vacanța de iarnă mai puțin, pentru că atunci mergeam în cantonamente și erau cantonamentele de pregătire pentru schi în vederea competițiilor care urmau în fiecare iarnă le aveam. Dar vara și primăvara citeam foarte mult. Și cum era stilul de viață în cantonament? Era un program foarte riguros, restrictiv? Da, pentru că vrei să faci performanța. Și întotdeauna când vrea acest lucru, normal că se impune un stil în cantonament destul de riguros. Și eram toată echipa, că de fapt eram o echipă, care urma un program foarte bine pus la punct, trezit, toaleta, aici aș vrea să vă spun un mic amănunt. De fiecare dată când ne spălam era apă rece, și nu ne plăcea să ne dăm pe față foarte tare și atunci dădeam drumul foarte puțin la apă, iar instructorul nostru striga că de ce nu curge apa și așa. Eram și cu somnul și apa rece, ne intram în procesul de trezire. Dar erați obișnuit acasă să dormiți mult sau nu, cum era programul? Nu, era tot timpul la școală te trezeai, în vacanță dormeam mai mult, ne lăsau părinții. Și era programul de zi cu zi în cantonament, aveam micul dejun, gimnastică, orele de antrenament, masa de prânz, odihna, după care urmea a doua etapă de antrenament. Deci programul era destul de riguros și întotdeauna mi se spunea, haideți că facem performanță. Și așa a și fost până la urmă, toate lucrurile acestea, de fapt, aș putea spune că cer un sacrificiu, pentru că iarna mi-ar fi plăcut și mie poate să merg mai mult cu copiii pe strade, să ne dăm cu săniuța, dar noi mergeam tot timpul la schi, îmi plăcea și să fac patinaj, dar toate până la urmă s-au redus în detrimentul schiului, pe care întotdeauna l-am făcut cu mare plăcere și până la urmă lucrurile s-au văzut. Dar tot acest sport a fost, de fapt, până prin clasa 8-a, când părinții mei au așa o decizie în familie să renunț un pic la sportul acesta de performanță. Ca să vă pregătiți la liceu. Să încep să... Da, da. Și atunci, de fapt, în viața mea s-a întâmplat... Ne-am mutat, să spun, de la Câmpeni, am venit la Cluj. Clujul era un oraș mare, un oraș universitar, un oraș cu foarte multe pretenții, așa îl vedeam eu la vârsta aceea de 14 ani și a cerut sau era mult mai solicitant din punct de vedere al vieții, al învățatului și atunci am renunțat cu timpul și am făcut schi doar de plăcere și acum practic în fiecare iarnă merg cu familia, cu părinții la schi. Deși părinții dumneavoastră mai schiază. Fiind de la munte toți, noi eram toată familia la schi, absolut. Și tatăl meu, care acum are o vârstă frumoasă de 80 de ani, încă mai schiază. Da, și spuneați că v-ați mutat în Cluj pentru liceu. A fost decizia părinților pentru a vă duce la un liceu bun să vă pregătiți pentru medicină? Știați că veți face medicina? Așa a fost. Vă spuneam că viața mea a decurs în natură, cu plante, cu animale... Ce putea decât liceul de științe. Era scris. Cumva, da, o predestinație, să-i spun așa, și am hotărât în clasa 8-a și am ajuns la liceul de științele naturii din Cluj, liceul 15, Ghibu, care este acum, un liceu foarte bun și știam deja clasele care terminau, finalizând acest liceu, eram...
automat, să spun așa, destinată să ajung la, să dau la medicină. Și poate până la urmă, cumva, părinții mei, așa încetul cu încetul, m-au canalizat. Și de ce, până la urmă, vă spuneam, eu am întregit biologia, dar cumva să nu fac biologia să fiu profesor, ci să fac medicina și să fiu cadru, tot cadru didactic, dar în universitate. Cumva puțin au fost o altă direcționare, să nu fac tot ceea ce a făcut tatăl și mama mea. Să nu fie pe aceeași felie, dar oarecum cumva domenii conexe. Exact, anexă sau conexă cu ceea ce au făcut părinții mei. Mă gândesc că având în casă doi profesori, vă meditau dânsi dacă era nevoie la biologie. Da, biologie pot să spun că am făcut cu tatăl meu când m-am pregătit pentru facultate. Așa este. Dar mai e un lucru, la vremea respectivă, când dădeai la admitere, trebuia să știi foarte bine manualul acela de biologie și acum îl am și îl păstrez la loc foarte bine, să le arăt, am arătat copilului, o să le arăt, sper să ajung și nepoților, ce însemna un manual muncit și învățat cu, așa era, mai mult era, mergea pe sistemul acesta redacțional. Pentru că acum lucrurile se schimbă, e vorba de sistem grilă, când ai un examen în sesiune, dar acum, în vremurile noastre, lucrurile se petreceau un pic altfel și erau toate aceste subiecte tip redacțional. Deci trebuia să știi, chiar la biologie, trebuia să știm foarte bine ceea ce scriem la admitere, ce am scris, și cuvânt de cuvânt, cum se spune. Era, dacă pot să mă întreb, frustrant uneori să fiți fiică de profesor? Simțeați că pun presiune? Nu aș putea spune că a fost presiune pe mine, să zic așa, sau poate nu mi-am dat seama, copil fiind, dar puțin mi s-a părut și am fost supărată la un moment dat când, de fapt, e greu spus că o supărare. Pentru că până la urmă toate aceste lucruri am mulțumit părinților mei că m-au orientat spre medicină, dar apropo de ceea ce vă spusesem cu Jacques Cousteau și cu toate lucrurile cu care am crescut, mă vedeam sinceră să fac scufundări, deci lucruri din astea ușor bizare care mi se par sportul extreme. Da. Mai ales pentru acea vreme, adică să-ți câștigi existența din așa ceva, exact, era neobișnuit. Îmi spunea tatăl meu, stai liniștită, medicina este mult mai bună și de viitor și poți lucra în orice condiții, oriunde, și așa este până la urmă. Medicina poți să o practici oriunde și în orice condiție. Și sporturile se pot face în timpul liber. Categoric. Dar v-ar mai tenta să faceți scufundări? Să încercați un sport extrem? Da, am și făcut. Nu, e mult spus sporturi extreme, dar scufundări am făcut și îmi place. Și mi-au plăcut. Până la câți metri adâncime v-ați încumetat? Nu foarte mult. Când am făcut cu un antrenor, eram undeva în Franța, deci coordonată fiind, am făcut aceste lucruri. Dar acum poate aș fi mai reținute, să spun așa. Îmi plac alte lucruri. Acum m-am orientat spre alte lucruri, mai de suprafață, să spun așa. Îmi place și în timpul liber, că mă întrebați de timpul liber și de așa. Fac mult sport. Îmi place să alerg. Să alerg în natură. Parcul Babeș mă cunoaște foarte bine și ne cunoaștem foarte bine. Alerg foarte mult, îmi place așa o viață, să-i spun așa, cu o anumită igienă, cu un anume stil de viață, pentru că a fi ceea ce vă spuneam, a munci mult, înseamnă să ai resursele necesare și atunci e bine în meseria noastră să împletești aceste lucruri de studiu individual. Cu relaxarea. Și relaxarea, eu o găsesc că, cel puțin în ultimii ani, îmi place foarte mult să călătoresc diverse destinații.
Îmi place foarte mult să ascult muzică, merg foarte mult la concerte, la La ce opera. concerte? Ce gen de Îmi muzică? place de obicei muzica clasică, deși acum este electricul și mă tenta la un moment dat, dar am scăpat și anul ăsta. Îmi place muzica clasică și merg foarte mult la operă, la filarmonică, mergeam la concertele acestea care sunt, cum se spune, mai de pe vremea noastră. Și îmi place să citesc. Și soțul vă împărtășește gusturile muzicale, da? Categoric, și el este un meloman și ne place așa să ne petrecem timpul liber cu sport, cu muzică, cum se spune, cu călătorii. Cam asta este, să ne întregim, să ne reîmprospătăm, cum se spune, bagajul acesta de energie și să putem realiza aceste lucruri frumoase din carieră. Pentru că mie îmi place ceea ce fac. Și Asta se vede și din pasiunea cu care vorbiți despre. viața și cariera de cadru didactic și profesia de medic am dat la medicină pentru că mi-au plăcut oamenii, mi-au plăcut munca cu tinerii și întotdeauna un cadru didactic, să știți că se simte tânăr, fiind tot timpul în jurul tinerilor, a studenților, a rezidenților, pentru că avem și rezidenții, tinerii specialiști pe lângă noi, ne mențin tineri. Sunt provocări. Ei sunt provocatori prin întrebările lor, prin viața lor. Încercăm și noi să ne modernizăm, să ținem pasul cu aceste schimbări ale societății. Dar apropo de tineri, de problemele lor, cum cred că știți și dumneavoastră care sunt majoritatea dilemelor lor astăzi, când erați dumneavoastră tânără, mai ales în perioada când ați întrerupt sportul de performanță, au apărut anumite probleme cu imaginea de sine, poate cu greutatea, cu kilogramele? V-ați considerat vreodată prea slabă sau prea grasă? Să știți că în studenție, într-adevăr, eram prea slabă și unii colegi îmi și spuneau într-un anume fel, tocmai datorită faptului că eram ca foarte slabă de altfel, dar știți cum este. Întotdeauna viața mea, mi-a și plăcut să mănânc, deci ne făcea mama mâncare foarte bună, am făcut sport. Doar în ultimul timp se schimbă în viața oricărui om, oricărei persoane cu vârsta, înaintarea în vârstă, apar aceste modificări metabolice și acum, încetul cu încetul, am devenit mai rezervată față de anumite alimente, dar îmi place să mănânc ceea ce este bun, ceea ce este util pentru corpul meu. Am lăsat la o parte alte lucruri, vedeți, și încetul cu încetul, sunt și eu un om care m-am adaptat societății, ne schimbăm stilul de viață, ne schimbăm dieta, să spunem așa, alimentația. Eu și place să o spun și studenților și la toate conferințele, schimbăm stilul de viață cum erau obișnuiți și cum eram obișnuiți și noi cu anumite La ce ați alimente, renunțat? sigur, la anumite tipuri de carne, poate la anumite tipuri de alimente care nu fac bine organismului și încetul cu încetul te obișnuiești, sunt puțin mai atentă decât altă dată asupra greutății, asupra a ceea ce mănânc, ceea ce evit. Și bineînțeles, împreună cu regimul acesta de alergare, cu exercițiu fizic, nu face decât să-mi fie bine. Vreau să vă spun că mă simt foarte bine după ce alerg și îmi place să fac acest lucru, vă spuneam. Mă reîmprospătează, mă bine dispune și sunt lucruri care fac parte din viața mea. Dar după ce alergați, vă recompensați cu ceva dulce? Cu Cum e la apă și capitolul lămâie. dulciurilor? Da, nu pot să și trebuie spuse lucrurilor pe nume. Îmi place să mai mănânc din când în când, nu toată ziua. De aceea vă spun, îmi controlez cumva,
Dar când e ceva bun, nu evit, chiar îmi face plăcere. Deci nu sunt în extrema în care evit totul doar să mă mențin. Nu. Vă spuneam, îmi place ceea ce este bun, dar cu o anumită limită și, bineînțeles, împletit cu sportul. Nu cred că face decât foarte bine. Un stil de viață foarte sănătos. Un stil de viață care sper din tot sufletul să pot să-l mențin pe tot parcursul vieții, pentru că, de fapt, asta este, anii trec, timpul trece și sper să am același stil de viață. Nu știu, un stil de viață care cred că te ajută în general să dormi bine. Dumneavoastră sunteți șefa departamentului de somnologie, laboratorului de somnologie de la Spitalul Leon Danielo. Spuneți-ne cum a intrat și acest domeniu în viața dumneavoastră. De unde pasiunea pentru studiul somnului? Da, așa este. Îmi amintesc o deosebită plăcere. Prin 2000 am fost într-un stagiu de un an, aș putea spune, în Franța, în sudul Franței, într-o zonă frumoasă, zonă mediteraneană, în Montpellier, un centru universitar frumos. Și acolo am învățat despre aceste lucruri, despre ceea ce este studiul somnului, mai exact apnea în somn. Și lucrând acolo, în serviciul acela de pneumologie, mi-am dat seama că pot să ajung să mă întorc în țară, deși aș putea spune că după ați fost tentată să rămâneți. Mi s-a cerut să rămân. La finalul celor 11 luni de muncă, la finalul anului de muncă, înainte de a da examen, m-a chemat profesorul de acolo și m-a întrebat dacă nu vreau să rămân. Cred că i-am făcut o impresie bună, conștiincioasă, așa cum mă cunosc eu, și m-am gândit că totuși e mai bine să mă întorc. Și soțul ce a spus? Acolo au fost problemele, pentru că s-a discutat chiar cu familia să ne mutăm. Să se mută toată familia. Dar nu. Deși pe moment am fost tentată și am spus da, știți cum e tentația și alte sume de bani. O altă lume, practic. O altă lume. Spitalul era un spital extraordinar. Condiții extraordinare pentru medici, puteai, da. În care puteai să faci orice, cereai o examinare, solicitai examinare, se făcea. Pacienți, boli, am cunoscut, am învățat foarte multe lucruri. V-ați făcut și prieteni francezi în perioada aia? Da, da. Și de ce vă spun? Și la un moment dat am fost tentată să spun da, dar ulterior m-am gândit, totuși e mai bine aici și am rămas aici, m-am întors în 2001, am încercat și am pus bazele acestui laborator. Foarte greu. Mi-amintesc că acei ani, de asemenea, am prioritizat acest domeniu în viața mea. Am lucrat mult și am învățat împreună cu ceilalți colegi ai mei, cu pacienții, să aduc și să pun bazele acestei patologii în Cluj-Napoca, fiind din 2006, când am reușit într-adevăr să deschid acest laborator, mi-au trebuit câțiva ani să-l deschid și de atunci au început toate aceste lucruri frumoase de care sunt mândră că le pot realiza și mai ales prin tinerii care s-au format în aceste laboratoare pentru această patologie. Să știți că este o ramură, aș putea spune, nu știu dacă este o supra-specializare, deși în străinătate există medici somnologi, să le spun așa. La noi încă lucrurile merg mai greu. Dar cum au privit la început românii ramura asta? Adică să vii la doctor dacă ai probleme cu somnul? Așa este. Nu se prea cunoștea această patologie.
Și îmi amintesc că tot cu mass media mergeam pe stradă și erau mici interviuri și la întrebarea cum sforăiți sau dacă sforăiți, păi se spunea, păi toată lumea sforăie și toată lumea zâmbea. Dar pe lângă acest sforăit care îl luăm mai în glumă, mai în serios, lucrurile sunt ceva mai serioase când vine vorba de apariția acestei apnei, de această boală cu toate consecințele metabolice, cardiovasculare și așa cum acum deja lumea cred că știe, am avut foarte multe prezentări în acest domeniu. La medici, vă spuneam, am învățat cu toții, am învățat și pacienții deja să recunoască această patologie și să se adreseze medicilor care se ocupă cu acest domeniu pentru diagnostic și pentru tratament. Vă fascinează și domeniul viselor? Aici Credeți în vise premonitorii, de exemplu? mai puțin mă ocup cu aceste lucruri, deși acest capitol l-am abordat de câteva ori pentru că ajung pacienții la noi, dar totuși găsesc că aceste lucruri până la urmă sunt de domeniul altor specialități și atunci orientăm pacienții în această direcție. Dar pe dumneavoastră personal vă afectează, nu știu, să spunem ziua când aveți un coșmar, un vis foarte urât? Da, vă spuneam, sunt și eu om, sunt zile foarte obositoare, sunt zile cu stres mare și atunci apare, bineînțeles, disconfortul acesta, cum se spune, nu te odihnești bine noaptea și normală, eficiența nu este aceeași în ziua respectivă. Bine că nu sunt foarte dese, pentru că lucrurile se complică în momentul în care aceste situații, aceste tulburări de somn devin permanente și atunci lucrurile devin dintr-o mică problemă, devin o mare problemă. Și așa cum spuneam, cu toate aceste consecințe legate de aceste tulburări din timpul somnului. Mi-a atras atenția când am intrat în cabinetul dumneavoastră un tablou. Ne puteți spune care e povestea lui? Cine l-a creionat, cine l-a pictat tabloul cu portretul dumneavoastră? Da, e un tablou, de fapt l-am primit cadou, tocmai și o să-l vedeți, adică acest tip de tablou este realizat tocmai de către un coleg de-al nostru, somnolog și el, căruia îi place să facă aceste lucruri și la un moment dat, la fiecare cadru care se ocupă din zonele respective, ne-a dat câte un tablou. Eu am fost extrem de surprins, plăcută, surprinsă, realizată după o poză de-a mea, un coleg din Timișoara care l-a făcut, pentru colegii mei din Iași, din București, Timișoara, Oradea, acolo unde sunt cadre sau colegi de-ai mei care se ocupă de somnologie. Da, e un tablou la care țin foarte mult și îmi place. Chiar de multe ori mă uit și mă bine dispune când mă uit la el. Și ați spus că ați fost în multe călătorii. Da. Ați traversat și oceanul. Da, l-am traversat spre Cu America. ce amintiri veniți acasă? Suveniruri? Mie îmi place întotdeauna când merg, îmi place și vizitez foarte multe lucruri. Mă uit la cultura zonei respective, la stilul de viață, la alimentație. Întotdeauna vizitez muzee, vizitez locuri care sunt tradiționale zonei respective. Și la mine acasă am un dosar cu lucruri pe care mi le notez despre fiecare zonă unde merg. Un fel de jurnal. Aș putea să-i spun, până la urmă, dacă le adunăm toate
documentele scrise, aș putea, până la urmă, poate ar fi un poate reuși și o carte de memorii. De călătorie sau așa, un jurnal de călătorie. Sunt oriunde lumea asta este frumos. E important și eu țin foarte mult la aceste dar trebuie să fi fost și un loc unde, nu știu, să fi fost foarte impresionată, să spuneți, wow, da, asta, da. E... Sunt multe locuri. Acum, dacă stau să mă gândesc, mi-e greu să vă spun acum un loc în acest timp scurt, dar îmi place, îmi place peste tot. Vreau să merg și în zona asiatică, încă n-am explorat-o într-un totul, n-am fost decât într-o mică parte și sper să fie acest lucru, sper să ajungem peste tot. Vă place să încercați și mâncărurile specifice zonelor? În parte, da, dar și acolo cu anumite rezerve, depinde în ce zone. Da, 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 da. Și sper să reușesc și acest lucru. Întotdeauna am aceste tentații de a încerca, pentru că este bine până la urmă să încerci. Și încă un lucru, întotdeauna în călătoriile mele caut să intru în viața obișnuită a oamenilor din zonele respective, a simplului om care... Pentru că noi de multe ori mergem și la congrese în toate aceste zone sau și când mergem, ieșim din zona aceea strictă și intrăm și ne place să intrăm... Luați la pas orașul? La pas orașul, exact, exact. A merge la pas înseamnă foarte mult. Poți să vezi foarte multe lucruri, descoperi foarte mult când mergi la pas. Este și tot când altceva. Intrați în vorbă cu un localnic, le spuneți că sunteți medic, că sunteți din România, de obicei care e reacția când aude faptul că sunteți româncă? Nu toată lumea te întreabă, dar cine te întreabă, mulți nu, nici nu știu de România. Alții cunosc, depinde. În Europa deja se cunoaște, în alte zone poate mai puțin. Mi s-a întâmplat să nu știe de unde... provin, dar asta este, până la urmă ne facem cunoscuți noi, mergem și prin lucrurile bune, cred, pe care le fac românii, sperăm să ne cunoască toată lumea, așa bun cum suntem noi. Și o duminică obișnuită, ce, cum o petreceți, ce înseamnă? Of, da, aici tot călătorii. Sunt foarte multe tipuri de duminică. Duminica de vacanță nu este aceeași cu duminica de acasă. Poate o duminică de vacanță își urmează ziua de vacanță. O duminică pe care o petrec acasă uneori este, poate fi liberă, o stau cu familia, dar atunci când trebuie mai și muncim în sensul de studiu individual, articole, prezentări. Așa este. Vă spuneam, viața de medic de cadru universitar nu se oprește când pleci de la serviciu. E foarte multă muncă în spatele acestei suprafețe, să spunem, acestei fațade de om dedicat medicinii și a carierei universitare. V-ați atunci... dorit să luați vreo pauză mai lungă, un concediu mai lung, să vă încărcați bateriile? N-am avut concedii, decât concediile obișnuite. Nu mi-am impus vreodată să ajung să iau așa... Sunt unii care iau poate o lună, poate două. Nu mi-am propus acest lucru. Și cred că dacă petreci o vacanță așa și o trăiești pe deplin, îți poți încărca bateriile. Dar ceea ce se realizează și ceea ce realizez, de mai multe ori fac aceste mici vacanțe, în momentul în care simt că trebuie să-mi încarc bateriile, plecăm într-o mică vacanță. Pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, două întrebări scurte. Dați-ne două punturi, să spunem două idei pentru un somn bun, un somn sănătos și spuneți-ne ce e fericirea din punctul dumneavoastră de vedere.
Foarte, foarte dificile întrebări. Ce e fericirea, dacă e să mă întreba, să mă întreb eu, mă întreb eu dacă sunt fericită? Da, sunt fericită pentru că am o meserie frumoasă, am o carieră universitară frumoasă și am o familie frumoasă realizată. Cred că aceste lucruri Contează cel mai mult. contează foarte mult. Am o atmosferă frumoasă în familie. Suntem sănătoși, asta este un lucru extrem de important și cariera, viața de medic, sper să meargă și de acum încolo foarte frumos și cu rezultate foarte bune. Iar pentru un somn liniștit, aici lucrurile sunt destul de Să facem sport. dificil. Da, un regim de viață sănătos, o dietă bună, sport mult. Și ca să dormi bine, trebuie să nu ai gânduri foarte multe, Mai ales foarte, gânduri negre, nu? mai ales gânduri negre, gânduri stresante. Dar sperăm să le facem față la toate, pentru că o viață, realist vorbind, are și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, la care încercăm să le rezolvăm și să trecem peste toate cu bine. Cred în acest lucru. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Vă mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.